Fotbaliștii Petrolului au început sezonul de sală pentru că terenurile de iarbă sunt influențate de vreme. Haita petrolistă a fost nevoită să se antreneze în interior și au mers în sala din Blejoi. La antrenamentul de ieri au participat și doi jucători de 19 și 20 de ani, mijlocașii Tiberiu Subțirică, ultima oară la Oltenița, și Alexandru Armășelu, ultima dată la echipa secundă a Concordiei Chiajna. Ambii jucători sunt testați în această perioadă de către staful tehnic al galben-albaștrilor. Chiar dacă oficial sezonul de toamnă s-a încheiat, petroliștii își continuă și în această săptămână programul de antrenamente. Antrenorul Romică Ciobanu a făcut și o analiză video a testului cu Craiova 2, iar ședințele de pregătire vor continua, cu excepția zilei de astăzi, când fotbaliștii au primit liber din partea stafului tehnic și pot sărbători ziua Sfântului Andrei. Tot din cauza vremii, ultimul test din acest an, cel cu CS Blejoi, se va disputa pe o suprafață sintetică, urmând ca cele două cluburi să aleagă locația pentru jocul de sâmbătă. Petrolul mai are un singur test cu CS Blejoi. Recent, petroliștii au participat și la o anchetă organizată de către Asociația Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori din România. Paul Antoche și coechipierii au votat pentru superlativele anului 2017 în fotbalul românesc.